Mulțumesc, Andra. Bună dimineața. Vorbim de timp și de bani, cele două, cele două lucruri foarte importante în etapa economică în care ne aflăm. Lucru valabil și pentru retaileri, lucru valabil și pentru consumator. Întrebarea este, mai e ceva dincolo de timp și bani care ajută sau împiedică adopția tehnologiilor din retail de către consumatori? Un studiu global spune că peste 80% dintre cumpărătorii globali consideră că tehnologiile din retail nu îmbunătățesc întotdeauna experiența de cumpărare. Am vrut să vedem ce cred consumatorii români astăzi, ce este dincolo de hype și dacă putem să folosim informațiile astea ca să facem experiența consumatorului mai bună și mai ușoară cu beneficiile aferente pentru retaileri. Despre ce vorbim astăzi? Ce văd consumatorii din inovațiile care sunt implementate astăzi în retail? Îi atrag sau îi resping aceste lucruri? Câte categorii de consumatori există? Și rugămintea este să vă gândiți fiecare dintre voi unde vă aflați și la experiențele bune sau poate mai puțin bune pe care le-ați avut. Cât de aproape sau cât de departe este viitorul? Dacă e să-l să-l ascultăm pe Eric von Daniken, amintirile sunt despre viitor deja. Și în sfârșit, câteva concluzii care pot să ajute lucrurile să meargă mai departe și poate să vă inspire în acțiunile pe care, pe care le faceți. Foarte scurt despre metodologie, am vorbit în luna august cu o mie de consumatori online, Bărbații și femei, 18-65 de ani, persoane care merg la cumpărături și care sunt cel puțin codecidenți, dacă nu chiar decidenți în ce privește cumpărăturile uh, pentru gospodărie pe care le fac. Evident, acesta este și principalul bias al studiului pe care vreau să-l spun de la început. Studiul a fost online, în mediul urban, tot urbanul din România. De la 10.000 de locuitori în sus, însă vom vedea un bias pozitiv în anumite locuri, și aș vrea să nu plecați de aici cu imaginea. Asta este poza României, asta este poza României urbane. Iată stimulii pe care i-am testat cu consumatorii. Evident că etichetele astea sunt foarte, foarte scurtate de noi. Practic, ei au văzut o descriere detaliată a fiecarei metodologii. Au avut în paranteză foarte multe exemple și, evident, li s-au prezentat fotografii pentru a ne asigura atât cât putem, și spun atât cât putem pentru că o să vă arăt un loc unde n-am putut, să ne asigurăm atât cât putem că răspund la întrebări despre lucrurile pe care, despre care noi am intenționat să-i să întrebăm. Înainte însă de a vedea ce văd consumatorii, o poză introductivă, probabil că vi se pare puțin. Să vedem 22% la cumpărături digitale în FMCG. Să ne uităm însă în trecut, acum 4-5 ani, unde procentul ăla era mult mai mic. Lucrurile se schimbă, avem 32% la farmacii de cumpărături atât din magazinele fizice cât și din magazinele online. Evident, electro -ul este lider în ce privește cumpărăturile mixte. Acesta fiind peisajul, unde se văd inovațiile în online? Păi iată, în FMCG, FMCG-ul ăla de 22%, acolo se văd. De ce se văd acolo? Pentru că sunt categorii de interes, pentru că magazinele din proximitatea locuințelor sunt locuri pe care consumatorii le vizitează foarte des și cumpără de acolo categorii de produse pe care le utilizează respectiv, consumă cu frecvență ridicată. Ce văd? Văd casă self. Cred că n-ai încotro. Nu trebuie să. Unde îți întorci privirea, vezi o casă self. Ceea ce arată că adopție chiar forțată la început, pentru că e un obicei de cumpărare care disrupe, e disruptiv cumva față de modul în care obișnuim să facem cumpărături. Peste 90% dintre consumatori au văzut o casă self, sunt aware de această, de această tehnologie și aproape 70% le-a utilizat. Cred că semnalul important aici este că între am auzit de această tehnologie și am folosit-o vreodată, avem cam peste tot un ecart de 30%. Aproape peste tot. Ceea ce înseamnă că este loc de crescut. Pot veni, poate veni pe de-o parte din reticență, pe de altă parte din, din disponibilitate. O să vedem care sunt și dacă sunt bariere în legătură cu fiecare dintre aceste tehnologii. Ca imagine de ansamblu, notorietatea medie e undeva la 68%. Utilizarea medie la 38%, practic între aplicația magazinului și aplicația Infocons. Da? Asta e benchmark de utilizare, respectiv de vizibilitate sau notorietate a respectivei tehnologii. Dacă vorbim de adopție, vorbim de o piramidă de adopție. Întâi aflu despre ceva, după care iau în considerare, după care folosesc, folosesc o dată, folosesc de mai multe ori, folosesc cel mai des. Am așezat lucrurile astea în forma unei piramide. Veți vedea pe o pagina asta niște piramide grase, vorbim despre asta, și pe pagina următoare niște piramide slabe. Ce înseamnă asta? Piramidele grase sunt piramidele care unde atât cifrele absolute, cât și ratele de conversie, sunt peste media pieței. Cum citim piramida asta? 68% au auzit de inovațiile din retail, 38% le-a utilizat vreodată, 24% în ultimele trei luni, 14% cu regularitate. Cifrele cu verde reprezintă ratele de conversie, ceea ce mă ajută pe mine să văd la ce prag pierd consumatori și în ce punct reușesc să convertesc cel mai bine. Hai să ne uităm la grași, vedem casele self-scan, desigur, ca fiind cele mai stabile și având o piramidă de adopție foarte bună. Aplicația magazinului mai are încă de parcurs niște etape, consumatorii o folosesc foarte tranzacțional. Aici a fost punctul de care vă spuneam la început, în care noi am, intenția noastră a fost să mergem înspre utilizarea aplicației magazinului pentru self-scanning. Consumatorii s-au oprit la utilizarea aplicației la casa de marcat ca să o arăt, ca să primesc discounturi. Aici a fost punctul unde intenția noastră nu s-a întâlnit cu, cu interpretarea respondenților și cred că asta e mai de, decât să fie un failure, e mai degrabă un insight vizavi de care este stadiu până la care consumatorii pot absorbi și pot utiliza tehnologiile. Piramidele suple, așa cum ne-am dorit cu tot să fim, dar dacă n-am fi piramide, căci dacă ești piramidă și ești slab, nu e foarte bine. Uitați-vă la comunicarea digitală la raft, pentru noi asta a fost o imensă surpriză. Uitați-vă la retail media, la comunicarea digitală în magazin, iarăși o surpriză. Celelalte să spunem că sunt mai nișate, utilizate doar în anumite domenii, însă e clar că multitudinea stimulilor din magazin este posibil să pună niște bariere de captare din partea respondenților. Bun, dar le plac sau nu le plac? Am văzut, știu despre ele, le folosesc, dar... De unele au auzit, pe unele le folosesc, unele sunt mai puțin relevante. Hai să le punem în perspectivă. Un pic despre cifre. Ce vedeți aici este o metodologie similară NPS, adică oamenii au răspuns pe o scară de la 1 la 10. Aici este diferența între cei care au răspuns 9 și 10 minus cei care au răspuns între 0 și 6. Întrebarea a fost așa cât de bine acoperă, răspunde nevoii dumneavoastră fiecare din aceste tehnologii, cât de mult vă îmbunătățește experiența de cumpărare, respectiv cât de apropiat vă simțiți de această tehnologie, cât de familiară vă este. Vedem ce atboții uh, cu negativ peste tot, îl scoatem din, din discuție, uh, vedem că nu avem diferențe peste 35-37%. Vedem însă câteva tehnologii care prind la consumatori uh, și care merită comunicate în continuare, și anume casele self-scan, etichetele de preț. Surprinzător pentru noi a fost că generația X le-a apreciat cel mai tare. Ne-am gândit că e o problemă de vizibilitate și claritate și, de asemenea, de surprize mai mici la casă vis-a-vis uh, -vis de diferențele dintre prețul afișat uh, și, prețul, și prețul plătit. I-am întrebat pe consumator așa, ieși cu coșul de cumpărături, ajungi la casa de marcat, aici e self aici e casa cu om, cozi egale, unde te duci? Sunt două românii, chiar și în urban, când zicem urban, rural, săraci, bogații, educații și cei mai puțin instruiți. În urban sunt două românii și cred că ăsta e unul dintre mesajele importante ale prezentării. Cei care se duc la casa self sunt mai degrabă generațiile. Uh, Y și, mil și uh, Z, persoane cu nivel ridicat de educație. Asta nu înseamnă că sunt Z cu nivel de educație, da? Persoanele uh, cu nivel ridicat de educație, cu venituri în gospodărie de peste 7.000 de lei, persoane care au interacționat cu mai multe uh, tipuri de inovații digitale decât, uh, decât ceilalți. Evident, reversul, cei care merg aleg să meargă la casă cu personal angajat, au mai degrabă studii uh, scăzute, sunt din orașe mai mici și generații mai, uh, mai, mari. Cum își justifică ei alegerea? Că ok, e studiu cantitativ, dar n-ar trebui să rămânem cu întrebări. De ce mă duc la self? Mă duc la self pentru eficiență, pentru că e mai puțin aglomerat. Nu-mi suflă nimeni în ceafă. Spațiu personal. Fac lucrurile în ritmul meu, în stilul meu, atât cât am eu nevoie. De ce mă duc la casă cu om? În continuare apare în pasă de locul de muncă al persoanei respective, deci în pofida comunicării intense a retailerilor vis-a-vis de reconversia profesională a casierilor în suport la casele self sau alte tipuri de activități în magazin. În continuare există această marotă și mai mult de atât există o identificare a unor grupuri sociale cu soarta acestor, acestor casieri sau foști casieri. Adică, pe de-o parte, înțeleg că li se poate întâmpla altora, pe de altă parte se gândesc, dar dacă ni se va întâmpla și mie. Deci o identificare, cel puțin parțială, cu această categorie profesională. Plătesc cu cash, îmi place să simt în mână banul, cum spun ei, și am nevoie de interacțiune umană. I-am întrebat pe consumator mai departe, bun, dacă ar fi beneficiile pentru tine? De ce ai folosit tu aceste inovații, presupunând că ai de ales? Și care crezi tu că sunt beneficiile pentru retaileri? Cum se vede de la tine beneficiul lor? Eficiență pe toată linia. Da? Eu evit cozile și aglomerația, ei își asigură un flux de clienți mai bun, eu salvez timp, ei reduc costurile cu personalul, care este pe primul, pe primul, loc. Prezentarea asta va ajunge la dumneavoastră, de asta mă concentrez pe câteva cifre esențiale. În primul rând, acel 17% le folosesc doar când nu am de ales. Este o cifră foarte mare, deși este la coadă. În același timp, 18% îmbunătățesc experiența de cumpărare. Este o cifră foarte mică. Pentru că sub 20% dintre consumatori consideră că beneficiul la care s-a gândit retailer atunci când a implementat aceste inovații este legat de îmbunătățirea, este altruist, este legat de experiența de cumpărare a consumatorului. Și de asemenea, 9% retailer a implementat aceste tehnologii ca să crească realitatea clienților, consumatorii se îndoiesc de lucrul ăsta. Bun. Care sunt barierele pentru tine și care crezi tu că sunt riscurile pentru retaileri? Păi la mine e multă inerție. De ce să nu fac eu lucrurile cum le-am făcut și până acum? A funcționat, știu mersul, nu trebuie să mă duc la hipermarket ca și cum aș da examen la TIC. Lucrurile sunt foarte clare și simple. Și în plus, 30, pentru 38% nu sunt disponibile în magazinele unde își fac ei cumpărăturile Notorietatea este relativ bună, am văzut pe primul slide. Pe de altă parte, în continuare, nu toți consumatorii sunt expuși la astfel de tehnologii. Ce credeți voi că riscă retailerii? Păi să-și piardă clienții. Tehnologia de greș. Îi fură lumea. Consumatorii sunt foarte conștienți. Adică dacă întrebi un retailer, pastea ți le zice. Poate nu în ordinea asta, poate nu cu procentele astea, dar pe asta ți le zice. De, pentru noi a fost surprinzător întrebându-i care sunt beneficiile și barierele și riscurile pentru retailer să ne spună ce ne-ar spune și retailerii. În consumatorii sunt mult mai atenți decât ne imaginam că ar fi și mult mai conștienți de motivele pentru care se întâmplă anumite lucruri în rutinele lor de cumpărare. Am vrut să vedem barierele astea, cele de aici, să le vedem și pe fiecare tehnologie în parte. Nu o să mă concentrez pe fiecare dintre ele. Aș vrea întâi să povestesc despre barierele pentru casele self-scan. Avem lipsa de uh, disponibilitatea personalului atunci când se întâmplă ceva. Un exemplu este, eu consider că uh, e mai eficient să mă duc la casele self, sunt Advocate for Self, mă duc acolo, îmi cumpăr bere fără alcool, s-a blocat casa că e bere. Da, da, e fără alcool, spun eu în logica mea. Da, da, bere, zice magazinul și m-a oprit. Da? Și multe lucruri de genul ăsta pot face ca, de fapt, alegerea mea eficientă să nu mai fie la fel de eficientă, pentru că la casa de alături cu om, lucrurile par să meargă un pic mai repede. Temerea clienților asta este. Deci, ei aleg self pentru eficiență și se tem că, într-o oarecare proporție, experiența lor de self-check, checkout și self-pay va da greș. Vedem acolo și inerție, prefer să cumpăr așa cum am cumpărat de fiecare dată și, evident, erorile. Multitudinea de uh, bariere pentru chatbots este uh, tehnologia care are cele mai multe bariere și vă amintiți că erau acele scoruri NPS, erau toate, toate pe minus. Uh, consumatorii încă nu se simt uh, acolo sau, cel puțin, urbanul din România, evident că avem și fani. Evident că sunt și persoane care preferă să le folosească și vom vedea mai încolo câteva posibile explicații și pentru cei care aleg să le folosească. Și de asemenea am marcat cu roșu toate tehnologiile pentru care apare bariera de disponibilitate. Unde posibil, în funcție de beneficiu pentru retailer și pentru consumator, de fapt bariera asta să fie, n-am apucat să le încerc de fapt, nu că le resping. Ziceam de viitor, am întrebat, bun, dar din toate tehnologiile astea despre care am vorbit până acum, pe care dintre ele vei continua să le folosești? Casele self sunt din nou uh, pe primul loc. Procentul este însă uh, mai mic decât. Vă amintiți că era, era 92% am auzit de ele, da? 69% le folosesc, dar de acum încolo 61%. Trebuie să acoperim cumva ghepul ăla, pentru că este tehnologia care a fost cea mai. Adoptată și este cea mai vizibilă, de acum încolo probabil doar erorile tehnice să-i să descurajeze, să descurajeze pe consumatori să o utilizeze. Ne-am gândit și la alte tipuri de tehnologii care sunt în România prezente foarte puțin sau deloc și am vrut să vedem puțin cum se raportează consumatorii la ele. Crezi că ai folosi, ți-ar fi util. Să interacționezi cu o astfel de tehnologie? Coșul care te ghidează prin magazin. Coșul inteligent din magazinele autonome. Frigiderul inteligent de acasă. Și așa mai departe, vedem că cu greu obținem puțin peste jumătate din consumatori pentru coșurile de cumpărături. În rest, e multă reticență sau cel puțin multă necunoaștere. Vara trecută am făcut un studiu global din care a făcut parte și România. Uh, și am întrebat pe consumatori cât de bine cred ei că știu uh, lucruri despre inteligența artificială. Am și pe locul 1 în Europa, în condițiile în care indicele DESI, de uh, competențe digitale este ultimul din Europa. Deci, întotdeauna veți vedea discrepanțe foarte mari între ce credem că știm, dacă vă amintiți de emisiunile lui Viorel Gaiță de acum foarte mulți ani, dar să spui nu știu, pentru români era un lucru care nu trebuia făcut pentru că puteai să pari prost. De asta reticența există pentru că noi nu știm în momentul de față dacă toți consumatorii au înțeles în ce constă toate aceste inovații. Pe acestea nu am vrut să le explicăm în detaliu, tocmai ca să avem un feedback mai, mai genuin. Apropo de dezirabilitate socială, credem că ea a influențat foarte mult răspunsurile la întrebarea următoare. I-am așa, dacă e să alegi magazinul în care să mergi la cumpărături, prefer un magazin în care există prezența inovațiilor tehnologice sau un magazin tradițional? 70% spun că aleg magazinele care au tehnologie implementată. Rămâne de văzut în ce măsură această tehnologie și aceste opțiuni influențează loialitatea față de magazin. Am făcut o analiză derivată în care, pe de-o parte, am avut imaginea retailerilor, măsurată prin diferite afirmații și, pe de altă parte, magazinul în care ei aleg să meargă cel mai des să-și facă cumpărăturile. Să vedem dacă inovațiile tehnologice influențează loialitatea. Se pare că nu. Contează foarte mult satisfacția cu produsele, prețurile competitive, confortul la cumpărături, ofertele și promoțiile, adică foarte important și important. Inovația vine abia aici. Pe aici, cu condiția să îmbunătățească experiența de cumpărare. Lucru care nu se întâmplă întotdeauna. Mergând mai departe, am zis, okay, hai să vedem cu care dintre canalele de uh, cumpărături pentru retail și FMCG este asociată mai puternic ideea de inovație tehnologică. Am lăsat la o parte asocierile foarte clare. Dacă veneam să vă spun că supermarketurile, super hipermarketurile sunt apreciate pentru gama de produse, discounterii pentru preț și magazinele online pentru calitatea aplicației, ziceați, m-am trezit degeaba în dimineața asta. Am dat la o parte factorii ăia și am să vedem dincolo de ei ce este. În afară de faptul că asocierile au fost mult mai slabe, din punct de vedere corelații efectiv matematice, iată care sunt lucrurile cel mai puternic asociate cu supermarketul personalul, cu discounterii, evident, ofertele și sentimentul că am făcut un târg bun, cu e-groceries, modernitatea magazinului online și, în sfârșit, cu hipermarketurile, toată zona de inovații tehnologice. Deci, dacă e ca virgul, consumatorii să, le, să se familiarizeze cu ele în continuare undeva, acolo este locul. Întrebarea e cum facem asta ca informațiile să ajungă la ei. Mă întreb dacă la o conferință de Ritec and Digital există sceptici digitali. Sau nu? Iată unul. Moderați? Iată, doi. Entuziaști? Bun, mulțumesc. Hai să vedem cât sunt în România urbană. Sunt trei români în urban. Bă, este ultimul, da? Am zis unul, doi, trei, este ultima. Sunt trei români în urban. România sceptică, România moderată și România uh, entuziastă. Cum am făcut asta? Uh, am văzut despre câte inovații tehnologice au auzit, în ce măsură se consideră a fi early adopters, respectiv laggards, și pe care dintre ele le-au folosit vreodată. Și am ajuns la sceptici. Scepticii sunt acele persoane care se duceau să cumpere mai degrabă la casă cu um, vânzător, la casă cu personal angajat. Ce spun ei? De ce fac asta? Nu știu, frate, să le folosesc. Nu știu. Și mi-e rușine să mă duc să cer ajutor, că mă duc și nu mă descurc să-mi fac cumpărăturile. Gândiți-vă un pic la factorul psihologic al acestei chestii. Personalul nu înșală clienții și personalul e mai loial decât roboții. Deci există în continuare o. nu știu dacă să-i spunem paranoie, că sună un pic uh, uh, disprețuitor, dar există în continuare o încredere fundamentală în ceva ce nu pot să înțeleg. și din nou zona de uh, omul ăla e angajat să facă asta, de ce ar trebui, nu înțeleg rațiune, de ce ar trebui să fac eu în locul acelui om. Nu este doar teama de pierderea locului de muncă. Uitați-vă puțin la cum sunt descriși demografic acești oameni. Ce în de oameni servesc ei pe alții în viața lor, în cea mai mare parte a vieților. La magazin sunt serviți de alții. Le-am luat și asta. Este una dintre piedici culturală, dacă vrem, dar este importantă. Să vedem cum sunt moderații. Desigur că ei nu se regăsesc neapărat într-o anumită grupă de vârstă. Cum le spune și numele, îi regăsim în multe grupuri sociale. Cum își justifică ei alegerea sau apartenența la acest segment? Independență și timp, și e important. Pe de altă parte. Noi ce mai facem dacă tehnologia lucrează în locul nostru? Fraze de, uh, echilibrate, fraze moderate. Hai să mergem mai departe către entuziaști, unde vom avea o surpriză. Desigur că ne așteptăm să fie mai degrabă uh, educați, mai degrabă din urbanul mare, mai tineri. Dar de ce sunt ei entuziaști? Că sunt introvert, nu trebuie să interacționez cu nimeni, nu trebuie să vorbesc cu oamenii. Știu să mă descurc cu tehnologia și atunci de ce nu? Nu e întotdeauna că suntem toți niște care cărora ne place să mergem, să facem lucruri singuri. Pur și simplu, lasă-mă în pace, știu să folosesc tot ce am scăpat de, de nebunie. Deci nu e neapărat încredere de sine pentru că cunosc tehnologia, ci de multe ori este chiar o fugă. De, de lume prin interacțiunea cu tehnologia. Gândiți-vă dacă aveți un genzi în familiile voastre. Preferă să vă scrie sau să vă sune? Și cred că asta e răspunsul clar. Mie, meu mi-a spus, în afară de cu tine, eu nu mai vorbesc efectiv cu nimeni la telefon. Asta e una dintre generațiile care se regăsește la uh, entuziaștii digitali. Câteva concluzii. Fiecare retailer are toate categoriile de consumator. Poate că ar fi interesant să vedem când cumpără cine, ce am putea să facem în anumite intervale orare în care cumpără scepticii mai mult, cum am putea să rotim personalul din magazin încât să fie uh, mai de ajutor, cum incentivez consumatorul să folosească aceste tehnologii. A fost interesant, am citit un articol în Figaro Magazin. Uh, Luna trecută, și un om pe care nu-l poți bănui că aparține scepticilor sau generației baby boomers, a spus, m-am dus la magazin la un superu și era liniște și era lumină scăzută, ce mișto. Și am întrebat un, un angajat al magazinului și mi-a spus că între ora 1 și 3 după amiaza creăm condiții pentru ca oamenii cu autism să facă cumpărături în magazin. M-am simțit așa de bine că încerc să mă duc mai atunci. Spune ceva. Pentru cine echipăm magazine? Dacă le echipăm doar pentru entuziaști, s-ar putea să ne alienăm o parte a consumatorilor care, poate cu puțin ajutor sau un pic de fine-tuning, ar putea să continue să cumpere de la noi. Triunghiul de aur de care spuneam în prima parte a prezentării, să acopere o nevoie reală, să răspundă o nevoie reale, să îmbunătățească experiența de cumpărare și să fie familiară. Dacă condițiile astea trei nu se întrunesc, ideal trei din trei sau măcar doi din trei, acea inovație tehnologică are șansele să nu fie adoptată cu brațele deschise și utilizată. Să nu uităm că creierul nostru procesează maximum șapte biți de informație simultan. Gândiți-vă experiența de cumpărare, Ecranele bipăie, retail media cântă, șamponul tochinom o să în raft să-mi spună și el ceva. În timpul ăsta sunt factorii fizici, soțul a uitat lista de cumpărături acasă, copiii altora să piedică de coșul meu. Este foarte mult. Muzica cântă. Da. Peste toate muzica cântă. Cât de multe informații și cât de mult stimul poate un creier uman procesa în timp ce încearcă să-și amintească ce trebuia să cumpere și unde se află pe raft și e promoție și nu-i promoție și au schimbat ăștia ambalajul, nu mai știu să recunosc produsul. Gândiți-vă un pic la tot acest ecosistem pentru un om care este moderat digital sau sceptic. În sfârșit, factorul cultural. Ni s-a impus foarte mult timp, uh, ni s-au impus foarte multe lucruri. Exact generația aia, X și Baby Boomers, resping lucrurile care sunt impuse. Evident că trebuie să mergem înainte și că inovația tehnologică e importantă, Important este însă și să dăm oamenilor opțiuni, să-i lăsăm să aleagă. Pentru că sunt șanse mai mari că atunci când ai de ales, la un moment dat să încerci și ceva nou, decât atunci când ești forțat. Și în sfârșit, ideea de familiaritate, construire de familiaritate în timp și de expunere repetată și de disponibilitate în cât mai multe magazine, mi-am început prezentarea cu această imagine pe care culmea am creat-o cu uh, instrumentul Ipsos de ChatGPT, care se cheamă Ipsos Factor și care de curând generează și imagini. Și am zis, arată-mi un magazin tradițional și arată un magazin modern. Și mi-a arătat asta. Și mi s-a părut foarte alienant, pentru că sunt două lumi total diferite. Și atunci zic, pune-mi un pic de digital în tradițional și un pic de tradițional în digital. Asta a făcut. Cred că se poate și mai bine de atât. Cred că depinde de noi toți, odată ce am înțeles cum sunt consumatorii, să reușim să revenim către ei cu inovații care contează. Mulțumesc frumos!